Bună ziua, stimați telespectatori, bine v-am găsit la o nouă emisiune. Astăzi anunțăm un proiect cultural dedicat studenților în premieră la Teleuniversitatea Timișoara. Alături de mine sunt Valeriu Iocșa și Titi Dragomir, persoanele care vor veni cu o noutate pentru studenți. Bună ziua, bine ați venit la noi la emisiune. Bine v-am găsit. Ne bucurăm de invitația pe care o avem din partea noastră. Ca să concretizăm așa pe scurt, să vă spun despre ce este vorba. Este vorba de o implicare și a Asociației Phoenix Timișoara prin mine și prin colegul meu, prin care dorim să facem un casting în rândul studenților pentru a descoperi noi talente și persoane care doresc să se ocupe de muzica rock, chiar folk, în care vor putea să fie sprijiniți de către cei din trupa Vest cu care am pornit la acest proiect. Și acolo avem tot ce ne trebuie ca persoanele respective care vin în acest proiect să poată fi duse mai departe, crescute, învățate și de văzut ce poate să iasă în viitor. Că nu în ultimul rând, și înainte, și noi am început tot așa. E adevărat că nu am fost ajutați de nimeni, însă pe parcurs au început și pentru noi diferite lucruri să fie puse în context cu ajutorul primit din partea unor profesori de muzică și acest lucru ne-a ajutat foarte mult. Are Timișoara potențialul să descopere o nouă formație Phoenix? Poate e prea mult dacă spun un nou Phoenix, un nou val, un grup de tineri care să facă ce a făcut și Phoenix-ul pentru Timișoara, sau măcar jumătate, și e destul. Sigur, de ce nu? Brandul Phoenix înseamnă ceva pentru Banat, pentru Timișoara. Ideea noastră, generoasă am zice noi, și pentru unii un pic alături de subiectele zilei, eu cred că totuși există potențial enorm, mai ales în tânăra generație, și brandul ăsta, Phoenix, ar trebui să fie redescoperit. Phoenix-ul cel pe care l-am iubit noi, Phoenix-ul care ar face să revină zâmbetul pe fața Timișoarei. Mi-e insuficient să privim calcanul sau, publicitatea. Noi suntem spiritul Timișoarei, în care mâini dibace mai completează cu una sau cu alta. Dar spiritul Timișoarei, din spiritul ăsta face parte și Phoenix-ul. Noi suntem de credința asta și sunt foarte mulți tineri care ar veni alături de noi și sperăm să vină, invităm cu drag, îi sprijinim, pentru că e normal ca tradiția asta să fie dusă mai departe. Aș putea spune că pe vremea tinereții mele exista un club PM6, Post Meridian 6. Se întâmpla la Arlus, Casa Prieteniei Sovieto și așa mai departe, dar acolo, deși perioada era cum era, lucrurile s-au întâmplat și cel care ne-a sprijinit a fost Nicolae Covaci. A adunat băieții de perspectivă, printre care cu modestie mă număram și eu, și am zis, da, cântați. Erau Cantofabulele, erau alte piese și sprijinul ăla nu l-am uitat și am rămas fan și vreau să rămân fan și alături de mine să mai vină și alții, că s-a întâmplat ca la diverse happening-uri, cum se spun, la întâmplări fericite, aș zice eu, toată lumea știa textul și am fost plăcut impresionat. De asta spun, răspunsul categoric la întrebarea dumneavoastră, un hotărât da. Există potențial. Iată, și acum Asociația Phoenix Timișoara, împreună cu Formația Vest, face același lucru. În anul 2014, vă așteptați să vină mulți studenți la casting? Da, noi încercăm, în data de 17 aprilie, vom avea la ora 21, vom avea un concert în Piața Unirii, la un club cunoscut. Detaliile se vor putea citi pe site-ul dumneavoastră. Pe www.tlu.ro, detalii și de contact și unde va avea loc castingul, da, înscrierile pentru casting. Noi acolo vor fi niște interpretări ale trupei Vest cu compoziții. Noi vom interpreta piese din cover-ul Phoenix. Vrem să ducem legenda, cum se spune, mai departe și să căutăm tineret care se poate apropia de noi, care poate să interpreteze și să cânte cu drag aceste piese. În data de 15, la orele 14, tot acolo la club, vom avea o conferință de presă
Putem să invităm și acolo pe cei dornici ca să vină la acest casting să se înscrie și atunci se pot înscrie, se pot înscrie și în ziua concertului. Pot lua legătura cu mine sau cu domnul Valeriu și vedem cum putem să ducem mai departe acest proiect, pentru că la acest proiect trebuie să fim oarecum sprijiniți datorită faptului că ne va trebui o sală de repetiție, ne trebuie niște instrumente. Noi avem câte ceva, dar nu avem tot, nu avem tot ce ne trebuie. Și ăsta e un proiect mai vechi pe care l-am dorit noi să-l facem. Acum, reușind să facem această lipire cu formația Vest și ei fiind interesați de această colaborare, ei fiind toți niște muzicieni vechi ai Timișoarei. Consacrați, da, deja. Da, dintre care pot să-i număr pe Vara de Laioș, pe Puiu Popa, pe Rică Marcu la bas. Da, deci sunt instrumentiști foarte talentați și bătrâni ai Timișoarei. Să sperăm că vom reuși să facem acest proiect și să-l derulăm în continuare așa cum ne-am propus noi. Cum ar fi un candidat ideal? Ce ar trebui să aibă? În primul rând, tinerețea. Acesta este o primă descriere pentru un candidat. Nu există o anumită... Deci el trebuie să aibă... Limită de vârstă este? Nu. El trebuie să aibă, în primul rând, talent pentru ceea ce își propune să facă. Depinde la ce instrument vrea să cânte, vrea să fie vocal, vrea să fie... Deci, atunci vom vedea aceste probleme. La casting, practic, asta vom urmări să facem. Eu aș sublinea, mă scuz, Titi, eu aș sublinea că în primul rând trebuie să-și dorească. Da, în al doilea rând să poată fi un om de echipă. Sigur. Pentru că echipa va fi să ducă mai departe pe cei ce ne-au dat nume. Ăsta e motoul sub care cred eu că ar fi bine să gândească fiecare tânăr. Observați că, mă rog, comunicațiile astea prin... era modernă, ne îndepărtează exact de comunicarea directă. Sigur, și ei oamenii ăștia nu mai au transferul ăsta. Normal, ei trebuie să fie, să vrea această chestie și să fie talentați cât de cât pentru a putea fi cizelați în această chestie. Cine va face parte din juriu, din persoanele care vor selecta tinerii? Deci, practic, din juriu vor face parte câțiva artiști ai Timișoarei. Încă nu ne-am gândit la ei, dar... Oricum sunt și cadre didactice, sunt cadre didactice, oameni cu experiență și notabilă. Și noi, care suntem în echipa respectivă. Deci în trupa Vest și eu împreună cu Valeriu. Da, am înțeles că în data de 15 aprilie va avea loc conferința de presă. Da, acest eveniment. Acestui eveniment s-a stabilit data când va avea loc castingul? Nu. Deci vom face o înscriere pentru casting, deci în data de 15 și în data de 17, urmând cam în maxim 10 zile să organizăm castingul. Îl vom anunța tot pe site-ul TLU și pe paginile de Facebook la mine personal, Titi Dragomir, și la Trupa Vest. Ce așteptări aveți, sincer, după acest casting? Unde vedeți această inițiativă? Eu înainte m-am ocupat de câteva proiecte mai mici, nu de amploarea asta cum vrem să-l facem acum, și să știți că am găsit oameni foarte talentați și unii dintre ei chiar au continuat să cânte și au făcut-o bine. Sperăm și acum ca să reușim acest lucru, mai ales că în rândul studenților există foarte mulți băieți și chiar fete care interpretează bine și vocal unele partituri și, așa cum zicea colegul meu Valeriu, noi încercăm să-i apropiem de repertoriul formației Phoenix la cei ce ne-au dat nume, începând de acolo, de la cei ce ne-au dat nume, până mai departe, până în zilele noastre, cu piese până în zilele noastre, care sunt făcute mai recent. Eu aș zice că așteptările noastre sunt firești. De ce? Pentru că Timișoara, modestie e timp pierdut în capitalismul nostru, Timișoara reprezintă ceva. Cei care au venit la facultate, cei care
sunt oriunde. Și-ar dori să ducă Timișoara mai departe în lucrurile frumoase, nu în a depăși la coadă, la semafor, nu în a te împinge unul cu celălalt, spiritul Timișoare. Exact. Toleranță și îngăduință. Îngăduință e creștină. Să învățăm pe acești tineri că toleranța e moștenită, îngăduința e creștină și împreună putem face o echipă. Ei nu prea sunt echipă. Dar am observat că la momentul în care există mediatori nu atât de rigizi cum e, de pildă, Titi, e o minunăție, el face pe durul, dar e un om minunat și cald, îi va ajuta, atunci împreună vom reuși să creăm acea emulație care va duce, cred eu, ca să putem ajuta și proiectul Timișoara Capitală Culturală 2021, care e de fapt o țintă pe viitor. Pe viitor. Pe viitor. Care este sentimentul dumneavoastră când vedeți tineri, studenți, că fredonează cântece ale formației Phoenix? Am văzut-o și eu, colegi, cunoștințe care fac acest lucru. Vă dați seama că ne bucurăm tare mult. Eu am fost la niște concerte în care, de exemplu, la Bistriță, vă dau un exemplu, erau copii de 10-12 ani care știau repertoriu. Deci cântau cu orchestra, text, silabă cu silabă, repertoriu. Deci am rămas uimit de chestia asta, chiar și Nicu Covaș s-a mirat, zis că da. Nu-mi vine să cred chestia asta și vă dați seama că nu poate să fie decât un sentiment de mare mulțumire când vezi că ce ai muncit atâția ani în spate dă anumite rezultate. E o mare plăcere acest lucru. Da, să nu uităm că unul dintre cele mai bune produse culturale ale Timișoarei, indiferent de ce va spune lumea, e Covaci, Phoenix, până la urmă. E un produs cultural al Banatului, orice i-am face, că e varianta veche, nouă, că sunt rotite lucrurile, dar mândria minunată a omului care e timișorean sau bănățean de a avea un Phoenix alături, e aia comparabilă cu sentimentul care l-am avut eu când o fetiță de 12 ani, eu am uitat textul la Mica Țiganeană la un moment dat, la strofa a treia, ea mi l-a spus. Și am rămas, Mica Țiganeană e o piesă dificilă. Și ritmul, și viteza, și tot. Și am zis, dar totuși, tu de unde știi? De la tata. Am fost topit. N-am avut ce să mai spun, fără replică. Și când am văzut oameni tineri cântând alături de noi, mai bine, mai rău, a fost o minune. Și cred că atunci o să mai aducem zâmbetul pe fața Timișoarei, dacă vor fi mai mulți alături de noi care să cânte Phoenix, să gândească Phoenix, liantul nostru să fie iubirea față de orașul ăsta și de Phoenix. Sigur. Și ar fi mult mai bine, pentru că noi am avut un concert în luna februarie, în data de 21, tot la un club în centrul orașului, am avut destul de mult public și am avut chiar și cereri de acest gen, știind că noi am dorit să facem acest lucru, să facem acest casting și acest lucru ne-a propulsat și mai tare în proiectul. Ne-a dat încredere să perseverăm, că până la urmă am zis totuși, lumea asta va veni? Da, va veni. Da. E adevărat că trebuie un pic de ajutor, deci ne va trebui o sală de repetiție, ne va trebui sigur neapărat. Cine vă sprijină în acest demers? Deocamdată nu ne sprijină decât niște acționari de la clubul de la care am amintit mai devreme. Eu cu Valeriu am pornit acest proiect practic singuri și din umbră ne ajută Nicu Covaci. Deci el, orice îi vom cere, ne-a și spus, deci aveți nevoie de ceva, ne-a zis Titi, dacă ai nevoie de ceva, mă suni și îmi spui și încercăm să te ajutăm cât mai mult ca să poți ideea să duci acest proiect. Ideea noastră este să facem ceva, să începem, să o începem. Să arătăm ceva, adică să arătăm că este ușor să vii să ceri ceva la început. Întâi să facem ceva, să vedem ce putem să facem și după aceea să cerem. Vorba cântecului, veniți cu noi, da. Tineri din Timișoara. Da, Phoenix, un produs emblemă al Timișoarei, o marcă a Timișoarei cu care ar trebui cu toții să ne mândrim. Când ascultăm din nou Phoenix la Timișoara? Momentan sunt numai discuții. Nu avem nimic programat, însă să sperăm că în vară vom reuși să revenim în Timișoara. Să sperăm că se vor lega și celelalte concerte. Nicu a compus două piese noi,
care sună foarte bine, cu doi oameni talentați, un chitarist nou și un vocal nou, plus că mai sunt ceilalți vechi care pot să intre la diferite proiecte pe voce. Deci trupa va suna și sună bine, imprimările au și bine, le-a prezentat la București la un post de radio și sperăm ca toate discuțiile acestea să se finalizeze. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă doresc succes în acest demers. Mulțumim. Să dea Dumnezeu să vedem un nou Phoenix, ghilimelele de rigoare, născut după această inițiativă, după acest casting. Să sperăm. Doamne ajută. Ne-am bucurat tare mult. Mulțumim și noi. Stimați telespectatori, emisiunea noastră a ajuns la final. Până data viitoare, numai bine, la revedere.